Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, de la Kazan, între ultimele dăți. Facem țuică și astăzi, la cerințele unui abonat, unui fan, o să vorbesc despre sistemul de golire ce l-am făcut la Kazan, și anume chiuva de inox. Chiuva de inox este luată, o să o pun prima dată, sper să nu intre, ca să vedeți aici, e luată de la o mașină de spălat veche, Alba Lux, și atunci ea e normal un dreptunghi. Un dreptunghi, adică e drept, are patru laturi. Ce am făcut? Jos, unde a avut, dacă acum intră în rezonanță aici golul, jos unde a avut gaura de golire, sita aia, am decupat cu flexul și am băgat o țeavă. Pe care nu i-am făcut nimic altceva, am pus pe interior o gumă și pe exterior am bătut-o bine. Asta e țeava. Și pe interior nu știu dacă se vede guma. Bine, am pus și o gumă mai groasă. Și în felul ăsta închide ermetic. Atunci, când golesc, o pun. Haideți că o să vă pun exact aici. O pun exact aici, cu partea încolo. Sub ea bag conserva asta. Și ține perfect. În videoclipurile anterioare v-am arătat cum nu curge, nu nimica. Pentru că intră perfect aici și puteam să-i fac picior, dar uitați, această conservă de când e simplu și nici nu mai dau alte găuri în chiuvă sau altceva să trebuiască pusă garnituri și alea. Pun asta, pun chiuva, pun apă și umplu. Sistem foarte simplu. Și exact la nivelul meu, bineînțeles, vorbim aici despre cazanul meu. Acum care aveți, vă orientați. Bineînțeles că ar fi practic să-i suda sub ea niște picioare. Uitați-o, așa arată chiuva. E inox. Acum urmează să o spălăm când gătăm și o lăsăm până la anul. E foarte important să nu faceți din tablă sau ceva, doar din inox, pentru că aici lucrăm cu borhot, cu alcool și trebuie să fie cupru sau inox. Cam asta a fost despre sistemul de golire. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!